Jā, mēs gladām daudzas no ģaņas un sunt, kas turītām un kopķil. Šķiet, un aiņķi, kad naviem kopķīmā tam ašo lalci, kum pagala žī, plēng, šķiet, so brāzniš. Šmā gandiem ašā, bļāt, vītu pie mēna mēja, fāk jau om dintīnien, zalēģi. Mū tot ašā dzik, nu makar lā ņau maujt dēma, šķiet. Da, gata, šķiet, jūs dien trīšta, kā arī blāns kāpāt, sio, nu šķiet, zifāk. Zalēģi, tā kā es albāca moja, jēl nu nsalēģi. Da, el trebuie bătut când avea 3 luni, am oia de-amă e târziu. N-ai și face. Eram afară la plimbare și lângă casă era parcat un Lexus, alb așa frumos, știți, și e merge și pune mâna pe dânsul, zic, nu se poate să pui mâna pe mașină, zic, e murdar mâna. Nu, pune. Spun, nu se poate, ai, nu rupi floarea că o doare, nu rupi floarea. Și ies uit la mine, zice, ai, nu rupi floarea. Asta în timp și rupi floarea, știi? Tu vopșe ai sovesti, ori nu? Tu sovesti ai, ori nu? E zice, da, două. Am uși ți-aduc, zice. Duce și ne aduce două clește de astea de prins hainele, știți? Și ne le prinde așa la obraz. Și eu, tipa, am sovesti la obraz. Am apropiat toată de un bancomat, scot niște bani și acolo prinde rădășini o moșneagă. Să intervin ca să moară acolo, zic, moșule, te ajut cu ceva? Și el tocmă, păi, ne poți, o spăret, știi? Ia uite, nu ne-a venit pensia. Mă uit în bancomat, zic, nu ți-a venit, moșule. N-am stat să explic, trebuie să introduci card acolo, știi, că... Încep pricoale, tipa... Nu, mi se pare amuzant că ei nu țin minte 4 cifre de la PIN, știi, dar în schimb ei țin minte când a terminat armata, înțelegi, când s-a însurat, câte soci are, când și-a cumpărat iapă, înțelegi, tot asta țin minte, pe ani. Pe mine, dacă mă întreb când a terminat liceu, eu sunt acolo, bă, stac, eu, na PIN-ul, și, nu. La mine de fiecare dată tot e de la început, înțelegi, tac, eu în 90 m-am născut, mine, nu, să plus. Și ne-a mărs că m-am născut în... E cu zero la urmă, știi, și ușor să adungi, știi cumva. Dacă era... Dacă era 84, 86, eu, nu... Uite, bratan, uite. Și ipsat locul a fost, mă, șnești așa, știți? Nu, eu mergem cu un frate de la Bunielu, mă ducem la Raion. Și el zice, ah, hârtopă, și țin minte că erau tipliță, da, eu cu un frate de nemă, ce mă împarte și el, pe doi, mai zicem, pe atlăjit, pe asta am fost la Sever, înțeleg, pe unul la Belgorod, 7 ani, am ajuns pe Aleasca. Bля, dacă luși în džunglă, el zic, tac, aici undeva trolebusul parc numărul 14 a fost, bля, eu știu aici, eu țin minte, bля. Și bunica mea era tot un fel de om care, nu, îi plăcea să retrăiască, înțelegeți, că eu cu stresatul, cu măi Vlad și retrăiesc, înțelegeți? Și am observat, dacă el a dus atât normal, era, e pentru altcineva măcar să retrăiască. Și... Într-un zi a început să retrăiască pentru vecina Stela, că nu și-a acoperit fânul, înțelege, că plouă, înțelege, mult a lucrat pentru dânsul. Eu odată am avut când am avut examen la matematică, zic, bunică, mâine am examen la matematică, zic, te rog frumos să retrăiești pentru mine. Și el zice, uf, măi, Vladic, cât să mai retrăiesc pentru tine? Zic, măcar de vreo nouă, zic, nu, nu mă lăsa așa în voia sorții, înțelegeți? Și pe asta cu retrăitul eu am moștenit-o de la dânșii, înțelegi, nu, de la bunica, că eu tot așa, fel de om, că, băi, ceva ne tu, ceva nu merge cum trebuie, ceva eu gata, la mine nu, sunt cerbântă după cap, înțelegi, nu, la mine în cap e cel mai urât scenariu posibil, știți? Noi des ducem copilul la bunei, la părinții mei, pentru că acolo e, nu, acolo e casă, pământ, acolo e lunină, iarbă, clot, căcare, câine, tot ce trebuie pentru un copil care să crească sănătos, știți? Și... Sunt pe mama, într-o zi să văd ce fac. Și mama nu răspunde. Bля, zic, cred că e cu scoci la gură, știi, și nu... Sunt pe tata tot nu răspunde. El e cu uciugul pe chept, tot normal, nu... Nu spate, știi? La sora mea abonatul nu e disponibil, zic, paniatna, în fântână nu prinde, zic, nu... Da, copilul... Copilul zic că e în Israel la organi, așa e în capul meu, tot vremea așa e. Când soția mea lapta, știți, dădea lapte la copil, în sensul că
cum, când femeia laptează, are niște probleme și nu, se întâmplă ceva că o doare, știți, așa, sunt cazuri când copilul nu, în fine, sunt niște procese acolo și... Că, da, adică, nu, țâță, ca să înțelegem, da? Nu țâță, dar sân, ok? Avea probleme la sân, că țâța după și face lapte, asta de-a mă-i sân, se cheamă. Da, și el nu, eu am gustat, e tot normal, în sens că eu nu dau hunea la copil, înțelegi? E tot normal, da. Și e, avea probleme, e durere, s-a dus la medic și vine la mine și zice că... Vlad, medicul ne-a zis că eu am mastopatie, știi, și tașe. Spune mai departe, zic că... Mastopatie asta în termeni medicali, dar în popor e rac, spune, pe lubomul, nu? Spune cum este, nu? Tumoare la creier, spune așa cum este, nu? Căutam pe Google cum se lecuiește mastopatia și nu găsăm răspuns. Da, primul gând și... Cine dacă te-a murit, nu? Cine să scrie? Așa de tare eu mă stresez, ca să înțelegeți. Da, apropo de țâță, dacă tot le-am atins, în sensul că am vorbit de ele, când nu m-am început să ne întâlnim, ei vine la mine într-o zi și mă întreabă, Vlad, dar țâțele mele sunt mari sau sunt mitele? Eu așa... Normale țâță, adică și... Pentru ce trebuie țâță mare, adică și să faci cu dânsele, știți? Să s-o pui așa într-o mână, știți, să nu scurgă printre idei și așa să... Le pui așa cu am două mâini, să bagi nasul între dânsele, să faci așa, asta cui trebuie asta? Asta nu trebuie. Asta nu trebuie la nimeni asta. Dar și e când am văzut prima dată penisul meu. Se uită așa la mine și zice, Vlad, tu ai bani? Și eu am zis, am. Și eu zis, la tine e normal penisul. Eu avem un coleg care el crede că... Nu, el așa zice că... Băi, padrugii se uită mai des la porno ca fațanii. Să nu-i drept, bratan. E drept? Eu zic, nu-i drept. La mine niciodată nu a venit femeia, zic, tac, Vladic, te-ai culcat pe schinare, bă, ciorul ridici în sus, napișelă. Niciodată nu a fost așa. Numai eu vinem cu chestia, înțelegi? Nu. Într-o zi și drept. Eu sunt îmbrăcat în halat de doctor. Și intră așa în cameră și zic, tac, cine ești, sunt bolnăjit? Dar eu m-am rușit pe față, bleam, m-am fustit, știi? Tu cred că nu știu, zic. Dar odată când eu eram la facultate și făceam catedra militară, eu m-am îmbrăcat în soldat. Și intră așa în cameră. Cine ești, nu vrea la armată? Și a sus la mine, și tu cred că nu știu. Să vă mulțumesc frumos, eu am văzut Vlad.